10-15 minute de lumină solară zilnic este cel mai ușor mod de a produce serotonina, substanța care reglează starea de bine. Mesaje între doi neuroni, aceasta face serotonina. Mesajele chimice spun organismului cum să lucreze. Serotonina are niveluri normale, vă simțiți concentrat, stabil, emoțional, calm. Ne explică medicul neurolog Ovidiu Tudor. Doctor Ovidiu Tudor, medic specialist neurolog. Am un răspuns mult mai bun la stresul care mă înconjoară. Dacă nu am serotonină, deci deficit, problem emoționale pe zona de concentrare, pe zona de memorie, prax scăzut de rezistență la stres, efort intelectual. 10% din serotonina produsă de creier. Acești 10% trebuie folosiți eficient chiar și de creier. 10 minute de expunere la soare fără cremă de protecție solară. Nu în mijlocul zilei, dacă nu aveți suficient pigment. Toate rețelele de informare din organismul uman au nevoie de o lumină. 90% din serotonina o produce intestinul. Serotonina este obținută din aminoacidul esențial, numit triptofan, nu poate fi produs de organism, așadar se ia din hrană din proteine. Serotonina joacă un rol în reducerea poftei de mâncare, în timp ce mâncați. Alimentele bogate în aminoacidul numit triptofan, în special carnea de curcan, nu cresc nivelul serotoninei de la sânge. Este un proces mult mai complicat. Organismul are nevoie de glucide pentru a elibera hormonul insulină. Insulina este obligatorie pentru a prelua proteinele din hrană. Expunerea la lumină, mișcarea și hrana cu proteine complete vă ajută să vă simți mai bine, stabil de fapt, relatează știrile Pungro.